Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Astăzi la Vorbește lumea venim cu toate motivele din lume să dăm deoparte frica și să învățăm că orice ar fi, ne facem bine. O tânără confirmată cu virusul COVID-19 povestește despre emoțiile trăite în spital, despre temeri, dar și despre momentul în care a aflat că este perfect sănătoasă. Crina Coliban ne sare apoi în ajutor cu sfaturi de distrat copiii, că suntem izolați acasă. Nu ratați nici vizitele virtuale la Lidia Buble și Lavinia Goste. Azi la Vorbește lumea. Vorbește lumea.